trei străzi din centrul istoric al capitalei vor fi reabilitate integral până în vara anului 2023. Este vorba despre străzile 31 August, Tighina și Alexandru cel Bun. Proiectul în valoare de aproximativ 12 milioane de euro este realizat în cadrul programului Chișinău Drumuri Urbane, finanțat de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Fondul Special de Energie Verde Alberd. Contractele au fost semnate ieri între Primăria Capitalei și două companii câștigătoare în cadrul unui concurs. Conform proiectului, pe toate cele trei străzi va fi schimbat asfaltul, vor fi create locuri de parcare și modernizate trotuarele și iluminatul public, iar strada 31 August va fi reabilitată în format coridor verde cu amenajarea pistelor pentru bicicliști. În total, pe cele trei artere vor fi reabilitate 6,7 km de carosabil, amenajați 78.000 de metri pătrați de trotuar, instalate 654 de corpuri de iluminat și 288 de piloni. Termenul de executare a contractelor este de 18 luni din ziua semnării contractului.